invers, da? Câți dintre dumneavoastră ați primit o notificare de încălcare de acolo ca persoană vizată? Da? De la cine ați primit? Ca persoană vizată. De la cine? De la o companie de transport aerian. Ok. Din afară de Uniunii. Da, da. Ok. Și care v-a informat că datele dumneavoastră au fost pierdute, ne pare rău să vă schimbă valoarea, nu? Ce bat în genul ăsta? Să-mi schimb valoarea la contul pe care l-aveam în urmă. Super. Da? Și noastră? Am primit de la o societate parteneră că au avut un incident și au fost atacat de bazele de date și au luat măsuri și... Ca persoană vizată? Da. Ok. Dar cred că și acum a fost. E România sau? Nu, no, e România? Da, da. Ok. Și acum a trimis? Nu știu, am acum. Aia povestea aia mai tine, că și-au pierdut un miliard. Nu. Nu? La familiar, pe față de miliard. Ok. Bun. Bun. Atunci și vă întreb invers. Câți dintre noastre ați raportat către autoritate de la firma voastră, nu vă cer numele firmei și alte detalii, nu trebuie să ridicați până, că sunt că ați raportat către autoritate un incident de securitate. Ok. Una persoană de neîntrucat, o armă ridicată și un exemplu pe care o să-l avem în curând. Eu știu de două cazuri publice pe care ziceam, domnule, bine să le discutăm, ca să vedem și chestiunile practice pe care merită să le discutăm. Astea sunt plângerile de pe ultimul GDPR today, site-ul e public, puteți să-l accesați, dacă vă interesați în detalii. Și eu știu de două cazuri publice, de ziceam. Unul este cazul Valiza. Cazul Valiza este în care, după cum toți știți, Rise Project a fost mânat pe Valiza cu date personale, da? În care s-au obținut date cu caracter personal. Și în care autoritatea cu siguranță știe de acest caz, pentru că, așa cum știm cu toții, autoritatea a întrebat pe drum de unde aveți această valiză? De unde aveți aceste date cu caracter personal? De ce care v-ați valiză? De Rise Project. Da. Dar este un caz de pierderea datelor, care mie se pare că este... Și este singurul caz în care autoritatea s-a autosesizat sau mai și altele? Din informații meu oficiale... A fost autosesizat. A făcut intenționat ca să se facă mai bine pe care. Din informații meu oficiale nu este singurul caz. Mai există cel puțin... Dar nu, doamne, de data aici nu știu dacă... Dar cel puțin ăsta știm public. Da? Și care e un caz interesant? De ambele părți. Adică, ok, mult am mers doar pe partea de libertate exprimare versus dat caracter personal, dar să nu uităm nici de partea cealaltă. De faptul că niște băieți de la o anumită firmă, Ter Drum, toată lumea știe, au firmat niște date cu caracter personal. Până acum nu am primit nicio informație dacă au fost și sancționați pentru acest lucru. Mi s-a părut interesant. Bun. Și al doilea caz de care am aflat și eu de la unul de prieteni și care cu acordul celor prezidenți că vreau să-și la Republic și dacă la doamna deja a spus vreau, de cea de la EDEM, în care, dintr-o dată, intri pe site-ul EDEM și vezi că e un link în care spune notificare de securitate și această informare în care spune că, vreau doar să doar să explice, că nu știu că se spune o cazul, eu doar o să comentăm un pic, poate, ce scrie aici și cât de serios e cazul ăsta. O eroare umană la input, pentru că avem o grămadă de erori umane la input de date. Și am contactat niște băieți care au făcut o aplicație trecută, scanat buletine, scanat factura actuală de electricitate, preluat date, pus în contracte, la la. Contractele respective se trimiteau pe e-mail persoanelor respective cu acordul lor, ca să nu fie nevoie de tipărire și activare dacă persoana se trimite la acolo. Se captea și o semnătură pe fermă, niște chestii destul de drăguțele, am zis mai. Ce este că la un moment dat au avut problemă și anume din cauza faptului că sistemul se pare că a fost mai mult folosit decât s-au așteptat, cumva s-au intersectat niște date, sau ce puțin așa mi s-a explicat. Și anume că pentru că au fost mai multe cerințe în același timp și serverul nu avea o capacitate suficient de mare, s-au dus niște date, adică contractul uneia dintre clienți s-a dus cu alte adrese de e-mail. S-a ocupat cu datele unei adrese. Acest incident s-a impactat trei clienți, adică lor date au ajuns la alți trei clienți. Incidentul a fost
semnalat foarte repede de către unul dintre primitori. Deci a fost... Care a trimis sau care a primit? Care a primit. Care a primit altfel de... Da, era alocat. Omul a spus că eu nu vreau să fac nimic, șterg menul respectiv, dar vă rog verificați. Am verificat, am semnat că sunt trei, am blocat și aplicația informatică, nu a putut fi folosită în el. S-a detectat că sunt trei și cam asta s-a întâmplat. Ne-am ales să notificăm autoritatea, zicem de bună credință, furnizând datele respective, am clar de legătura cu toți clienții impactați și cu cei primitori și cu cei care au alocat au fost transmise din departe. Oamenii au înțeles, nu am fost nicio contestație, am spus acest lucru în notificare. Cu toate acestea, autoritatea ne-a obligat să facem acest anunț public și mai mult decât atât, prin faptul că mi s-a cerut să postăm acest anunț pe site, ne-am întrebat cât trebuie să reține. Și răspunsul autorității a fost minim 30 de zile. Ne-au trecut 30 de zile. Da, te-ai scos. Da, da, am și o întrebare. A fost aplicația cu o firmă sau cum a spus cu niște băieți? O firmă. Eu le spun băieți așa, în general că sunt ăștia de la eu mă duc ce fac niște adică. Mă are loc că sunt tipi, dar prezentarea mi-a făcut prea tehnică pentru că am făcut adică și drept urmare n-am putut să intervin. Era o firmă destul de serioasă. Da, suprima era că vă îndreptați toate pe băieții, face și cu fete. Nu știu dacă au și fete, ce să faci. Dar, din experiența mea, când acum chestii de genul ăsta, am întâlnit doar băieți. Și ce fi că nu avea legătură de securitate prea dezvoltată, cred că ăsta era indiciu. Eu să cred că v-a impus autoritatea și modelul acestei notificări pe site sau este decizia totală a firmei? Nu, a decizia noastră despre cum ar ce să o face, în sens că am vrut să fie. Bun. Am eu o întrebare. Regulament se specifică dacă se raportează dacă drepturile persoanelor vizate au fost afectate. În acest caz, în vedere că persoanele au afectat situația, nu înțeleg de ce chiar de jos la autoritate. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să certific, mă rog, băieții aceia ne-au certificat că sunt doar trei, nu pot să certific asta. Nu pot nici să garantez că acest lucru nu se va mai întâmpla. Nu, tehnic vorbind, nu pot. Adică poate aplicația asta la un moment dat, în momentul în care a fost configurat acum, suportă câte interacțiuni se desfășoară. Poate la un moment dat, numărul de interacțiuni și nu poate să-mi faci cât iau și anunțul ăsta, că sunt trei, o să fie un fals, da? Ca să nu intrăm în altă zonă. Nu pot să certific că sunt trei, dar pot să fie mai mult, dar am pus doar trei, nu puteam să pun 10, dar după fapt. Și nu am primit semnalări de la alte persoane cum că s-ar fi întâmplat asta. Gândesc că o persoană cu primește pe e-mail, contract cu unei alte persoane, în afară de contract, acolo erau și ambele apele de care încărcați în aplicație. Gândesc că persoanele respective semnalează. Da. Acum și eu aș fi de părere de vreo apărat, eu nu mai încolo, care gândăm puțin la excepții, dar și mie mi se pare total exagerată obligația de a publica pe pagina web. Tocmai pentru că au fost atât de puține persoane afectate care au fost deja contactate și care știau de problemă. Adică, ce rezolvi cu această notificare? Eu nu pot să-i identific și vorbesc și cum mai pe seama că nu pot să-i identific. Cred că au avut în vedere aspectul de credibilitate raportat la faptul că ei sunt un furnizor de servicii speciale sau cum se numesc servicii speciale. Nu știu, da. Probabil că autoritatea asta a avut în vedere credibilitatea. Acest lucru, faptul că suntem în domeniul din acesta strategic și faptul că eu am mai spus la conferință, probabil că suntem foarte printre puține companii din țara asta care au avut cel puțin un control de la autoritate în fiecare an, de cât din 2008 și până acum, de când sunt eu în firma asta, am avut un control în fiecare an, cel puțin.
luăm decizia să raportăm.